Exercițiul numărul 5 pe care îl poți face pentru a-ți crește și dezvolta încrederea și stima de sine este să-ți iei o provocare de 3 zile, 5 zile, 7 zile, 10 zile, 100 de zile. O provocare în care să faci următorul lucru și anume să fii respins. Să fii respins sau respinsă, da? Provocarea este de 3 zile, 5 zile, 7 zile, o săptămână, 10 zile, o lună, 10 luni, un an de zile, cât vrei tu. Ia-ți o provocare, începe mic, începe cu 3 zile sau cu 5 zile. Dar ia-ți o provocare pentru următoarele 3 zile sau 5 zile sau 7 zile în care să ceri oamenilor ceva știind că vei fi respins sau respinsă. Asta este provocarea pentru tine. Așa că pentru următoarele 3 zile, pentru următoarele 7 zile dacă vrei, cere oamenilor din jurul tău, propune-le oamenilor din jurul tău ceva, oricare ar fi acel ceva, la care știi că vei primi un nu. Da? Provocarea este să fii respins sau respinsă. Da? Asta este provocarea, următoarele 3 zile. Scrie, da, vreau această provocare, da, accept această provocare sau nu, pleacă bă cu vaca că nu vreau provocarea asta. Scrie acest lucru în comentariu chiar acum ca să vedem dacă ești dispus sau dispusă să accepti această provocare. Dacă scrii da, atunci automat va trebui să te ții de cuvânt și să pornești această provocare și ține-te de cuvânt. Deci pe noi ne interesează acum să cauți respingerea. Deci tu faci acest exercițiu nu ca să primești o nu o faci în ideea că sper să zică da. Nu, ci o faci căutând respingerea. Asta ne interesează. Provocarea este să fii respins de cât mai multe ori. Provocarea este făcută astfel încât să nu zici: "Aoleo, eu îi zic că hai să ieșim la o cină, dar mi-ar plăcea de fapt să ia, aș vrea să zic că da." Nu. Fă o provocare în care să te aștepți să fii respins. Cere niște chestii absolut de neconceput. Chiar și acolo unde strimură ochilății și ai vrea să ieși la cină cu respectivul sau cu respectiva, provocarea este să fii respinsă. Yeah, baby! Și dacă faci chestia asta, ai să vezi ce rezultate absolut fenomenale vei avea. Ok, beton. Acum vei vedea că în momentul în care iei această provocare, în momentul în care accepti această provocare și o faci cu ideea, cu intenția de a fi respinsă, nu o să-ți mai pese când ești respinsă. Da? Asta este scopul acestei provocări. Genial! Extraordinar, fenomenal de fantastic. Perfect!